cam așa se desfășoară în prezent circulația pe podul rutier din municipiul Medgidia. Edificiul este reabilitat cu bani de la Uniunea Europeană printr-un proiect accesat de primărie. Deși cel de-al doilea termen de finalizare bate la ușă, oamenii spun că lucrările nu par a fi în grafic. Mai mult, de ceva timp, locuitorii care tranzitează zona au constatat că în asfalt au apărut deja gropi. Întrebat despre situația podului rutier, primarul Marian Iordache oferă explicații. Podul rutier nu este o construcție continuă de la un capăt la altul al lui. Podul este format din grinzi care sunt așezate pe piloni. Între grinzi există un spațiu de dilatare și acest spațiu de dilatare este liber. La partea superioară a acestui spațiu de dilatare se montează niște compensatori, niște piese de legătură între diferitele tronsoane de pod. La lucrarea de pe pod s-a preferat turnarea unui asfalt continuu în această perioadă, pentru ca după aceea să se facă, la momentul la care se va termina și partea dinspre Cernavodă a podului, acolo se vor monta mai întâi, se vor monta compensatorii respectiv, piesele de legătură, apoi se va reveni pe partea dinspre Constanța a podului și se vor monta acești compensatori și aici. Pentru că elementele, grinzile care sunt culcate, sunt elastice. Asfaltul care se vede acum că este la îmbinările dintre aceste grinzi, o parte din el s-a stricat, tocmai datorită faptului că este o elasticitate a podului care este transmisă în capăt. S-a preferat însă această soluție pentru a se turna asfaltul la aceeași cotă pe toate tronsoanele podului și a nu exista după aceea surprize în legătură cu montarea acestor compensatori, acelor piese de legătură. Reabilitarea podului rutier face parte dintr-un proiect mai amplu, iar finalizarea lucrărilor este programată cel mai târziu în luna decembrie. Edilul spune însă că totul depinde de vreme. Este o lucrare în curs de finalizare, este o lucrare pe care încercăm să o terminăm în luna decembrie, chiar dacă vremea nu ține cu noi în zilele astea, sunt probleme, totuși lucrarea va continua și luna decembrie și se va finaliza, că odată ce se termină partea de asfaltare, vor fi montate și piesele de legătură dintre diferitele tronsoane de pe pod, de asemenea se va termina partea de sablaj și respectiv de vopsire a arcadei dinspre Constanța și se vor monta stâlpii de iluminat. În concluzie, oamenilor nu le rămâne decât speranța că reabilitarea podului rutier va fi dusă la bun sfârșit. Până atunci însă, nu au decât să circule cu viteză redusă pentru a nu-și distruge mașinile.